În vremea când erai copil, percepțiile erau diferite. Vedeai, de pildă, pe pereți ce îți închipuiai că este. Gândirea îți era înaripată de magie și deschisă de un sincretism aparte. Când erai mic și nebăgat în seamă, aveai o axiologie diferită. Prețuiai obiecte care completau idei pe care le aveai în minte dinainte. Comportamentul tău era un joc perpetu de a tot ce fac adulții în mod irreversibil. Râdeai cu un fior în piept. Te speriai cu un fior total. Te întristai ca la sfârșitul lumii. Iar ritmul tău era haotic, cum e fluviul aproape de izvor. Se regăsesc acestea toate în compania ta? În strategia ta de dezvoltare pe proiecte? În atitudinile față de clienți? Sau în relațiile cu colegii?